Așa, spuneam, sistemul a fost destul de interesant și ăsta. Da. Ținem tipul ăsta de sistem de acum. Sistem e omogen. Da? Notează-l. Vedeți, vezi, acum facem și o recapitulare a tipurilor de sisteme clasice. Sisteme omogene. Și spui de ce este omogen, nu? Are același grad peste tot în X și Y. Ai văzut ce înseamnă dacă îl lași unul, așa nu mai poți împărți, nu-ți mai este jocul. Același grad în X și Y. Bun. Hai să facem filmul, să recapitulăm așa, să ne fie clar cum procedăm la astfel de sisteme. Deci, eliminăm termenul liber. Dacă există una egal cu 0, ești fericită. Da. A, e pe C, împas prin X pătrat sau prin Y pătrat. Dacă au termen liber, amândouă au termen liber, deci... Le eliminăm. Da. Formăm nou sistem. Formăm nou sistem cu ecuația... Asta obținută, care are egal cu 0. Și cu... Una din cele două. Apoi observăm că avem... Se ia ce e egală cu 0. Da, se ia ce e egală cu 0. Se împarte prin Y pătrat. Sau Y pătrat prin X pătrat, nu are importanță. Și va rezulta X supra Y pătrat. Adică un termen care va fi peste tot. Și notăm da, deci după faci notație, se zic că îi apare peste tot X pe Y pe care îl notăm cu un T, nu? Da, și va rezulta o ecuație de gradul 2. Sau de gradul 3, depinde acum de ce nivel sunt omogene. Da. Poți fi de gradul 3 și atunci de gradul 3, da? Bun. Și rezolvăm acea ecuație și luăm sistem format din ecuația nefolosită. Așa. Cu una din variante. Una din variante. Pe rândul fiecare din variante. Formăm astfel două sisteme, nu? Da. Și le rezolvăm. Și da? În cele două sisteme, una o ecuație de gradul 1 și alta de grad superior. Și ne plasăm din clipa asta în modelul de sistem de mai înainte. Da. Unde am știut ce să facem. Prin substituții, acum te duci, lucrezi, da? Da. Deci totul curge natural. Bine, hai să mai vedem un alt tip de sistem. Deci am văzut una de grad 1 și alta de orice grad. Apoi sisteme omogene. Și acum un alt model de sistem, sisteme simetrice. Da? Deci al treia categorie notează sisteme simetrice. Bun. Deci, sisteme simetrice. Sisteme simetrice spune așa, spune scritul, format din ecuații simetrice. Da? Sisteme simetrice format din ecuații simetrice. Ne bazăm, în paranteză scrie, ne bazăm pe comutativitatea adunării și a mulțirii. Da? Comutativitatea adunării și a mulțirii. De fapt, înlocuind în fiecare ecuație x-ul cu y-ul și pe y cu x, deci de aceea simetric, deci schimbăm locurile, deci înlocuind în fiecare ecuație pe x cu y și pe y cu x, ecuațiile să rămână neschimbate. Asta e. Să nu le afectăm. Exemplu. Exemplu. Ce părere ai de ecuația următoare care să-l dau eu? X minus Y egal cu 7. Dacă locuiești pe X cu Y și pe Y cu X, este aceeași ecuație? Pe Y... Nu. Apare Y minus X, nu? Da. Egal cu 7. Păi nu e adevărat că scăderea nu e comutativă. Da. Deci, nu este... Nu este ecuația inițială. Da? După înlocuire, x-ul cu y și y cu x. Deci așa ce... Înseamnă că asta nu este. Nu este simetrică. Simetrică.
Dar dacă înlocuiesc în asta la altă, îți dau în altă ecuație. 2x plus 3y egal cu 7. Prin înlocuirea lui x cu y și a lui y cu x, cât devine ecuația? 2y plus 3x egal cu 7. 2y plus 3x egal cu 7. Este simetric? Este același lucru? Păi una e 2x plus 3x și alta este 2y plus 3x. Da. Deci nu este simetrică. Da? Nici asta nu e simetrică. Dar dacă îți dau așa, 3x plus 2 plus 3y minus 4xy egal cu 5. Dacă locuim pe x cu y, ea devine 3y plus 3x, da? 3y plus 3x minus 4yx egal cu 5. Ce părere? Este acum simetric asta? Da. Da, este aceeași. Este aceeași ecuație, da? Ai înțeles acum ce înseamnă ecuație simetrică? Deci ecuație simetrică, în urma locuirii x cu y și y cu x, ia să fie aceea, să rămâne neschimbat. Da? Să rămână aceeași ecuație. Hai să rezolvăm un sistem simetric. Exemplu. X plus Y egal cu 2 și X pătrat plus Y pătrat egal cu 2. Iată, spunem dacă acesta este un sistem simetric. Da. Este, pentru că locuim pe x cu y, sau și y cu x, același. Da. Vine y plus x, și de faci y pătrat plus x pătrat. Este aceeași. Da. Cum una e integralul de și alta integralul 2, știi să te descurci. Da. Da, o valoare deja. 1 și 1. 1 și 1, sigur, că tot timpul iau eu, ca să meargă ușor. Dar dacă ți-aș fi dat așa, x pătrat plus y pătrat egal cu 2 și x la a treia plus y la a treia egal cu 2, ai mai putea aplica tehnica aceea care știi să înlocuiești pe prima cu a doua și nu știu ce. Că nu mai este una de gradul întâi. Da. Deci nu mai este una de gradul întâi și alta de gradul 2 sau mai mare. Deci nu-ți mai merge ideea de substituție. Într-o astfel de situație trebuie găsit altă tehnică de lucru. Și hai să vedem cum încercăm aici. La x pătrat plus y pătrat, cât ar mai trebui ca să fie un pătrat perfect? 2xy. Hai să adunăm și să scădem 2xy. Deci zicem egal mai echivalent. O luăm pe prima să o lucrăm, da? Da. X pătrat plus y pătrat plus 2xy minus 2xy egal cu 2. Ceea ce ar însemna echivalent cu, aici se strânge ca un pătrat perfect. Și atunci? X plus y totul la pătrat minus 2xy egal cu 2. Și din comoditate putem nota, păi, să o lăsăm așa de cam dat. Visăm, dacă și pe asta ar ajunge tot așa, un x plus y și ceva în xy, să fie sumă și produs, ar merge frumos. Dar x la 3 plus y la 3 cum se mai scrie? X la 3 plus y la 3 plus 3 3x pătrat y îți trebuie, da. Și 3yx pătrat. Deci îți de 3 ori prima parte la pătrat mulțumit cu a doua și de 3 ori prima parte mulțumit cu a doua la pătrat. Da, deci, luând pe x la a treia plus y la a treia plus 3x pătrat y plus 3xy pătrat, dar este i-am pus noi, nu? Te cunoaștem acum. Minus. Minus 3x pătrat y minus 3xy pătrat este egal cu 2.
Ce ar însemna? Se restrânge. Sigur că da. X plus y tot la 3, minus 3x pătrat y, minus 3x. Hai să dăm și în factor aici ceva acum. Pe cine? X, 3xy. 3xy, minus 3xy. XY. Pe lângă. X minus X plus y. Da. Am scos minus. Atenție, da? Da. Minus 3xy, pentru că x plus y egal cu 2. Iată și cea de-a doua ecuație. Înseamnă că sistemul ăsta mai poate fi scris acum în felul următor. În loc de prima ecuație, zicem x plus y totul la a doua, minus 2xy egal cu 2. Da, și? Și x plus y totul la 3. Da. Minus 3xy pentru că x plus y egal cu 2. X plus y egal cu 2. Ce îți vine în minte să faci acum, văzând aranjarea asta? Ce? A, păi e omogenă. Nu e omogenă. Aș nota cu ceva. Că văd că apare... X plus Y cu... Yes, cu suma. A, și pro... Și X o ligă cu produsul. Da. Deci e pur și simplu, da. Ți-e telefonată ideea asta. Deci notăm. X plus Y cu S și X ori Y cu produsul. Și sistemul devine. Și sistemul va deveni S pătrat. Deci devine S pătrat minus 2P. Egal cu 2. Da. Și ce? S la 3-a. S la 3-a minus... Minus 3 pe S. S egal cu 2. Avem acum un sistem. Noul sistem este în S și P. Deci nu mai avem nevoie cu S și Y. Ne-am concentrăm aici la rezolvarea acestui sistem. Cu S și P. La S pătrat minus 2 pe... Dacă aveam 2 pe S... Aia, n-ai 2 pe S. Te gândeai la un pătrat perfect. Nu. No. Nu, no, dar am baftă, totuși că P-ul e la întâia. Înseamnă să poate scoate asta. Da. Deci o putem scoate pe P din ecuația asta. Sau, mai este o idee, să mulțim cu un S, cu 3 S aici. Da. Din coace cu cât? Cu 2, cu 2 pur și simplu, ca să le ducem pe S. Da. Și rămâne numai în S. Cred că merge așa. Deci se înmulțim. Deci așa cum am spus mai devreme, scoate da. Pe P și cu P-ul știu, ne ducem jos și mergea foarte bine. Dar facem așa cum am spus acum, mulțim cu cât azi? Cu 3S. 3S. Și jos cu cât? Jos cu 2. Cu 2. Și sistemul devine echivalent cu? 3S la 3-a. 3 S la 3, a? Minus 6 pe S. Minus 6 pe S. Egal cu 6 S. Egal cu 6 S. Și 2 S la 3, a? 2 S la 3, a? Minus 6 pe S. Minus 6 pe S. Egal cu 4. Egal cu 4. Echivalent cu? 6 pe S cu 6 pe S. Duc. Le... Dar trebuia să mulțim, nu? Păi... Nu, trebuia unul cu plus și altul cu minus. Da. Deci am... nu mulțim cu 2, ci cu minus 2. 2. Și altul minus 2 S la 3, la plus 6 pe S. Egal cu minus 4. Egal cu minus 4. Cam un 2 a fost cu minus, da? Da. Și acum vine S la 3, la 3 egal 6. Cu... 6 S minus 4. 6 S minus 4. Adică... Ecuația va fi următoarea. S la 3, avem de rezolvat ecuația asta, minus 6S plus 4 egal 0. Știi ce S aștept eu? S egal cu 2, că dacă X egal cu Y egal cu 1, X plus Y e 2. Da. Ia să vedem, 2 verifică. 2 la 3, 8, minus 12, 4, 0. Minus 4 plus 4 face 0. Da. Verifică. Da, aici am să constat dacă nu am strecurat o greșeală ori. Da. Nu, da? N-am strecurat nicio greșeală, sigur va merge. Și cum se rezolvă ecuația asta? Schema de corpuri.
Sigur că da, e gradul 3, nu ne termine la altceva. Suntem la doamnă și zicem coeficienții lui 1 minus 6. Nu, atenție. A, 1, 0. 0, că e spătrat. Da, da. Minus 6 și 4. Așa, minus 6 și 4, da? Da. Încercăm divizorii termenului liber, adică plus minus 1, plus minus 2 și plus minus 4. Și pornim cu 1. Hai să facem ca exercițiu, dar știm bine că doi verifică, nu? Da. Hai să luăm pe 1 ca să ne întreabă. 1 ori 1, 1 și cu 0, 1, 1 ori 1, 1, minus 6, minus 5, 5. 1 ori minus 5, minus 5, 5. Și cu 4, minus 1. Trebuia să dea 0. Nu avea să. Luăm acum pe cine? Pe 2, hai să mai pierdem timpul. 1 coboară. 2 ori 1. 2 și cu 0, 2. 2 ori 2, 4 și cu minus 6, minus 2. Minus 2. 2 ori minus 2, minus 4 și cu 4, 0. Deci este rădăcină. O mai încercăm o dată să luăm pasul de azi de 2 ori. Și atunci, un covoară și 2 ori 1, 2 și 2, 4, 4, 8 și cu minus 2, minus 6. 2 ori 4, 8, plus 6. Plus 6, da. Plus 6, n-am mers. Dar de ce nu mai pierdem timpul cu acești coeficienți? Formăm ecuația de gradul 2. 1 ori S pătrat, în S, în S, da? 1 ori S pătrat, plus 2 ori S. Minus 2 și da, plus 0. Păi, poate gradul mai cu... A scăzut nivelul, gradul, datorită faptul că o rădăcină angustă, da? Da. Și acum, deci, S1, 2. Egal cu... 1 plus minus 2, radical din... Cu minus 1, da? Pe jumătate. Da, da, minus 1. Minus 1 plus minus radical din 1. Plus... AC. 2. Plus 2. Supra 1. Supra 1. Și face minus 1 plus minus radical din 3. Și o să avem o dată. Ies 1, ies 2, că ies 1 am găsit-o. Da. Da? Deci avem un ies 1. Ies 1 egal cu 2. Ies 2, acum am găsit-o, e minus 1 plus radical din 3. Și ies 3. Este minus 1 minus radical din 3. Cu ies 2 găsim pe... 1 cu S1, găsim pe 1. Ca să găsim pe P, unii reducem, cred că în prima ecuație se mai povărează, da? Da. Și venim. Mergem cu S1 egal cu 2. 2. Și atunci rezultă. Și atunci... 2 la 2, 2 la 2, 4, minus 2, 2 ori 2. Deci 2P, da. Minus 2P egal cu 2. 2. Și atunci, minus 2P va fi minus 2, da. Atunci B, P va fi 1. P egal cu 1, P1, da? Da. Pentru S1, P1 am găsit egal cu 1. Da. Bine, hai să găsim pentru S2. Mergem cu S2. S2 egal cu minus 1 plus radical din 3. Minus 1 plus radical din 3, înlocuim și bine. Minus 1 la pătrat. Minus 1 plus radical din 3, totul la pătrat. Da. Știem așa că ați dat toată lumea. Minus 2p. Da, minus 2p egal 2. 2, echivalent cu? 1. 1. Plus 2, nu, minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3. Plus 3. Da. Minus 2p. Minus 2p. Egal cu 2. Egal cu 2. 1 plus 3, 4, minus 2, îl dăm faptul cu 1 pe 2. Deci 4, hai să scriem ca să vedem. Da. 4, 4 minus 2 ăsta, din partea dreaptă, 4 minus 2 face 2. Da. E bine, nu? 1 plus 3, 4, minus 2, 2. 2. Și vine 2, minus 2, 2 radical 3. Din 3, minus 2p. E egal cu 2p. Hai să zicem egal cu 2p. Că pe minus 2p îl duc în partea dreaptă. Da. Și împart totul prin 2 și atunci rezultă că P egal cu 1 minus radical de 1. 1 minus radical de 2. Deci pe 2 este asta, da? Da. Deci pe 2 este 1 minus radical de 3. Și S3
Deci ne întoarcem și mergem cu S3. S3, minus 1. 1, minus radical dintre 4 este. Dar știți că noi aici am pus minus 2 radical din 3, ca și cum l-am fi calculat pe S3. Pentru că nu avea rădăcina, minus 1 plus radical din 3. Și când am desfăcut binomul acolo, l-am scris cu minus. Păi da, vin de 2 prima parte mulți cu a doua. A, și da. Cum ăsta e cu minus. A, da, da, da. Da? Da. Deci e bine. Da. Și acum zicem. Minus 1 minus radical din 3 la pătrat. Bine? Da. Minus 2 pe egal cu 2. Echivalent cu 1. Da. Plus 2 radical din 3. Așa, plus 2 radical din 3. Plus 3. Plus 3. Minus 2 pe egal 2. Minus 2 pe egal cu 2. 2 plus 2 radical din 3 egal cu 2 pe. Deci 2 plus 2 radical din 3, clar. Da. 2 plus 2 radical din 3 egal cu 2 pe. Pe egal cu 1 plus radical din 3. Pe egal cu 1 pe 3. Pe 3, da. 1 plus radical din 3. Să scriem și noi. Pe 3 egal cu 1 plus radical din 3. Da? Da. Și acum, hai să recapitulăm o dată. Sistemul ăsta care l-am avut aici, simetric, n-a mai putut fi rezolvat prin tehnicile care știam noi de până acum. Pentru că n-am avut una de grad 1 și alta de grad oricât. Da. Și atunci, ideea a fost să mergem prin formulele de calcul prescurtat, să scriem sistemul în S și P. Deci asta ar fi o idee foarte clară. Sistemele simetrice, când se aranjează așa fel încât pe X plus Y notezi cu S și X ori Y cu P, sistemul devine unul în S și P și de acum ne concentrăm la rezolvarea acestui sistem. Găsim perechile S și P, cum am găsit acum, perechea e 2, 1, alta minus 1 plus radical 3 și 1 minus radical 3, alta așa. Și formăm trei sisteme. Adică, în loc de S punem X plus Y, da. Și în loc de P, X ori Y. Deci sistemele, sistemul acesta de aici este echivalent cu trei sisteme. Dacă avem trei soluții acum. Deci avem primul sistem X plus Y egal cu 2 și X ori Y egal cu 1. Apoi X plus Y egal cu minus 1 plus radical din 3 și X ori Y egal cu 1 minus radical din 3. Deci al doilea sistem este acesta, X plus Y egal cu minus 1 plus radical din 3 și X ori Y este egal cu 1 minus radical din 3, așa e? Da. Și al treilea sistem, X plus Y egal cu minus 1 minus radical din 3 cu X ori Y, X ori Y egal cu 1 plus radical din 3. Ei, și având acum cele trei sisteme, în care una e de gradul 1 și alta e de gradul 2, X ori Y, nu ne rămâne decât să rezolvăm după tehnica care o știm. Dar dacă facem asta, deci hai să zicem, scoatem pe X din prima, cât este X-ul? X-ul 2 minus Y. Și le ducem aici și atunci asta devine. 2 minus Y ori Y egal cu 1. Adică 2Y minus Y pătrat egal cu 1. Minus 1 egal cu 0. Mulțim cu minus 1 și ordonăm. Și vine Y pătrat minus 2Y plus 1 egal cu 0. Știi cum se scrie ecuația în Y sau în X sau în T? Ar fi așa. X pătrat minus suma S ori X plus produsul egal cu 0. Ca să nu mai fi pierdut timpul așa, ne puteam gândi la o ecuație de gradul 2 f
fie în X, fie în Y, sau cel mai bine într-o altă variabilă, în T, și aș fi zis așa, T pătrat minus ST plus produsul egal cu 0. Da? Eu știu suma și produsul. Și T1 și T2 sunt tocmai X-ul și Y-ul. Da? T1, T1, T2 sunt X-ul și Y-ul. Și schimbă între ele, că doar e simetrie. Deci, ce am putut eu să remarc? Că dacă știu suma și produsul a două numere, pot forma, în loc să spun că scot pe X egal cu nu știu cine, cu 2 minus Y și să înlocuiesc și să fac așa, și ajung la Y pătrat minus 2 minus SY, da, plus produsul, plus suma, egal cu 0. Deci când știi suma și produsul al două numere, uite, dacă știu suma, iau așa, X suma este egal cu 5, iar produsul egal cu 6, deci este egal cu 5 și produsul egal cu 6, ecuația de gradul 2 care se formează este următoarea. T pătrat, X pătrat, minus SX, plus produsul egal cu 0, adică X pătrat minus 5X, plus 6 egal cu 0. Așa se formează, da? Da. Asta ți-am spus și eu acum. Știi, în suma și produsul, nu avea rost să mai scoate pe din timpul. Deodată puteam spune T pătrat minus cât ar fost? T pătrat minus 2T plus 1 egal cu 0. Și T1, 2 egal cu? Unde va fi egal cu 1 plus minus radical din... Deci 1 plus minus radical din 1 minus AC minus 1 supra A, supra 1. Deci face 1 plus minus 0. Da. Deci 1. 1. Adică T1 egal cu T2. T1 egal cu T2. Și egal cu 1. Dar T1 și T2 sunt tocmai X-ul și Y. Deci am X egal cu Y. Deci din prima, mi-a ieșit că X egal cu Y și egal cu 1. Prima soluție, X egal cu Y egal cu 1, cum am și ne așteptam la asta să găsim. Dar aici aș fi, în loc să rezolvăm ecuația asta de gradul 2, nu să zicem că T pătrat minus 2T plus 1 este 1 din nou? Ar fi fost ce? T minus 1, totul la pătrat egal cu 0. Adică T egal cu 1. T1 egal cu T2, egal cu 1. N-avea văzut cu minus B, nu știu ce, nu știu cum, plus minus. Deci puteam spune deodată. În final, pentru primul sistem am găsit prima soluție, adică ce soluție am găsit? 1, 1, da? 1, 1. Și avem încă. Iată, mai avem două sisteme de rezolvat. Da. Cum o să rezolvăm pe astea? La fel, pentru că avem produsul sumă. Avem produsul sumă. Zicem, formăm ecuația de gradul 2 și am T pătrat, T pătrat minus ST plus produsul egal cu 0. Echivalent cu a spune că T pătrat minus T pătrat minus în paranteză minus 1 plus radical din 3 minus 1 plus radical din 3 ori T plus în paranteză 1 minus radical din 3 egal 0. 1 minus radical din 3, nu? Egal cu 0. Și acum zicem, T1, 2. T1, 2 egal cu minus B, adică... 1 minus... Nu, minus 1 plus radical. Deci minus B și minusul de aici se transformă în plus și rămâne doar atât. Da, minus, minus 1 plus radical din 3 plus minus radical din... P pătrat, adică minus 1 plus radical din 3 la pătrat. Minus 1 plus radical din 3 la pătrat. Ar fi fost cu minusul de aici din față, da. A pătrat face plus, deci nu mai are rost. Minus 4. 4 ori, 4 ori 1, minus ori 1 ori ce? Ori 1 minus radical din 3, da? Totul supra 2. 2. Și egal cu? Minus 1 plus radical din 3 plus minus radical din ar veni 1 plus 2. Atenție! A, minus 2 radical din 3 plus 3 minus
4 așa. Plus 4 radical din 3. 4 radical din 3. Totul supra 2. Totul supra 2. Și egal cu minus 1 plus radical din plus minus, nu, minus 1 plus radical din 3. Plus minus. Plus minus radical din 1 cu 3 cu minus 4 se duc, da. Și rămâne 2 radical din 3. Și face 2 radical din 3, da? 2 radical din 3, da? Da. Totul supra 2. 2. Și odată o să avem minus 1 plus radical din 3. Minus 1 plus radical din 3. Plus 2 radical din 2. Radical din 2 radical din 3. Dar am putea să scriem ca radical de ordin 4 din 12. Că 4, 2 este între subradical și face, da. 4, ori 3, 12. Deci putem să scriem, da, radical ca din 4 din 12. Totul supra 2. Totul pe 2. Și minus 1 plus radical din 3 minus radical. Minus 1 minus radical din 3. Plus. Minus. Plus radical din 3. Minus 1 plus radical din 3, foarte bine. Da, minus radical din 12. Totul pe 2. Așadar, pentru perechea asta, care pereche? E 2 pe 2. E 2 pe 2, nu? Da. Am găsit x, nu, x1, y1 a fost aici. X2, da. Și y2. O pereche care înseamnă așa. Unul din ele este X și celălalt este Y. Da. Că suma lor a fost, nu? Te unul, te doi. Suma lor ies X plus Y și X ori Y. Deci vine minus 1 plus radical din 3 plus radical din 12. Radical din 4. Radical din 4 din 12, totul pe 2. Și minus 1 plus radical din 3 minus radical din 4 din 12 pe 2. Iată o soluție de la sistemul al doilea și locuim, schimbând X cu Y. E simetrie, dar așa am spus. Da. Deci, în continuare, notez X3 Y3 X3 egal cu cine? X3 egal cu X3 egal cu minus 1 plus radical din 3 minus radical din 4 din 12. Ai înțeles ce fac? Schimb X-ul cu Y, da? Pe 2. Și X4, X3, X3, Y3 minus 1 plus radical din 3 plus radical din 4 din 12, totul pe 2. Iată că la sistemul 2 obțin două soluții. Da? Două, da, soluții. Asta și cealaltă. Dar de ce la primul sistem n-am mai obținut? De ce n-am mai schimbat X-ul cu Y-ul? Erau identici. Păi erau identici, n-avea rost. 1, 1, 1, 1. Da? Deci era o perdere de timp. Așa încât, în clipa de față, ne-a mai rămas de rezolvat ce sistem? Al treilea. Da? Și formăm din nou ecuația de gradul 2. O să spunem așa. T pătrat minus suma lor minus minus, dar minus amândoi fac plus 1 plus radical din 3 T și plus produsul care este 1 plus radical din 3. Egal cu 0. Și atunci zic, pe 1, 2, egal cu minus 1 minus radical din 3, e minus beta, da. Plus minus radical din 1 plus radical din 3 la pătrat, minus 4, ori 1 plus radical din 3. Pentru că 1 plus radical din 3, nu? Totul pe 2. Și egal cu
egal cu plus, lucrăm. Minus 1 plus minus radical din 3 plus minus radical din 3. 1 plus 2 radical din 3 plus 3 minus 4 minus 4 radical din 3. Corect. Totul supra 2. Da. Și egal cu minus 1 minus radical din 3. 3 cu 4 și cu minus 4 și 2. Rămâne minus 2 radical din 3. Cât rămân? Minus 2, deci plus minus radical din minus 2 radical din 3. Ce părere are? Păi nu are, pentru că nu apar semnul de plus. Sigur că nu, ar trebui un număr complex, nu? Da. Oare nu are linear rezolvat sistemul. Deci nu aparține lui linear. Înseamnă că cel de-al treilea sistem nu mai îmi oferă soluții. Da? Nu mai este un număr real, deci nu am soluții. Rămâne numai cu cele două, trei perechi de numere. Da. Furnizate de primul perechea x egal cu y egal cu 1 și celălalt două perechi din al doilea sistem. Al treilea nu ne oferă soluții. Hai să recapitulăm din nou, să vedem acest sistem foarte frumos, foarte interesant. Dacă ar fi lăsat-o x plus y egal cu 2, ar fi fost la îndemână că fugeai spre tehnica în care știi. Scoate din prima, mergi la al doilea. Acum, cum ai văzut cu CS și P, n-ai mai face așa. Ta x egal cu 2, aici ies pătrat minus 2p egal cu 2, ies urmăcuiesc și faci perechile x și y, formeze cu ația graduală, cam asta ar fi tehnica de lucru. Dar te-am pus în situația dificilă, când ți-am dat x pătrat plus y pătrat cu 2 și x la 3 plus y la 3 egal cu 2, ca să nu mai ai șansa substituției. Și atunci, ar trebui să fugim spre ideea de scriere, formule de calcul pe scurtat, de scriere cu s și p, nu? Am scris cu S și P și am rezolvat în final, am găsit sistemul acela. Nu, acum mă gândeam, oare am încuiat ușa? Nu mai țin minte. Jos? Dar, da. N-am încuiat-o. Nu cred. Nu am încuiat-o. Nu, dar am încuiat-o eu sus. Ai încuiat-o sus. Da. Sigur ai încuiat-o. Da, asta știu când am intrat încuiat. Bun, bine, bine. Așa, bine. Altă dată, când așa se fie atent, să încuiem da. Și mai ales dacă o găsim încuiată, înseamnă că nu este nimeni sus și atunci da. Să încuiem ca să nu vine cineva. Dar dacă am încuiat-o aici, la intrare, bine. Da, încă. La etaj aici. Hai să ne întoarcem încă o dată. Se scrie sistemul acela în S și P, el a scris S pătrat minus 2P, S la 3-a minus 3PS egal cu 2. Și, de acum ne concentrăm pe sistemul ăsta în S și P, numai la el privim și ne propunem ca să găsim perechile S și P și le-am găsit. Erau vreo trei perechi aici, S1 egal cu P1 egal cu 1, pe urmă S2 și P2, S3 și P3. Ne întoarcem la momentul în care formăm trei cele cu perechile S și P, adică X plus Y și X ori Y, o primă variantă, al doilea sistem și al treilea sistem. Rezolvarea ar merita și merge și cu, de acum una de gradul 1 și alta de gradul 2, dar de ce să mai pierzi tu timpul când formezi formula? Formula S pătrat minus, T pătrat minus S, T plus P egal cu 0 și ai de rezolvat ecuații de gradul 2, găsești soluții și tocmai T1 și T2 sunt X-ul și Y-ul, că doar de la ele suma lor și produsul lor. Da? Dar atenție, când ai găsit o pereche și schimb între ele. Da. Da? Nu mai perechea asta o acceți una, adică n-ai avut niciun motiv să spui că asta e X-ul și asta e Y-ul. Ci și invers, doar să schimbe X cu Y. Da. Asta ar fi observație, da? Nu uitați. Sistemele simetrice, sistemele simetrice admit soluții simetrice. Da? Admit soluții simetrice. Subliniem foarte important. Adică, dacă n-ai fi știut asta, te opreai la ce soluție? Asta scrisă, fără să o mai ieși pe cealaltă. Și tocmai ai făcut totul corect, dar n-ai reținut că n-ai avea niciun motiv să spui că asta e X-ul și asta e Y. Da. Că puteam și invers. De ce le luăm și invers, da? Cam asta ar fi ideea la sisteme simetrice. Așadar,
Ce tipuri de sisteme am văzut? Hai să recapitulăm tipuri de sisteme. Cel cu ecuație de grad 1 și una de ecuație grad superior. Da. După cele omogene. Da. Și cele simetrice. Cele simetrice. Și mai există un tip de sisteme, sisteme aiurea. Care nu sunt nici simetrice, nici omogene, nici așa. Acolo nu mai cum spun, inspirația te ajută ca să rezolvi un astfel de sistem. Bun, oară, acest sistem de aici pare a fi simetric. Hai să zicem, dacă e cu trei necunoscute. Da. Pare a fi simetric și este simetric. Dacă locuiești cu X, cu Y, cu Z și îl deschim, tot așa rămâne. Ar merita să ne gândim pe culoarul acesta. Numai că avem altceva, că e cu trei necunoscute. Cu trinom. Da, și ceva care ne scoate din mână va fi foarte, foarte dificil. Dar nu e imposibil. După experiența câștigată de aici, ar merita, dacă notăm cu S, X plus Y plus Z, produsul cine mai este? Produsul ar trebui X ori Y ori Z. Da. Produsul celor trei. Dar sunt și produsul de câte două. Deci, da. E de lucru. E de lucru, nu glumă. Așa că îți propun, cât este timpul? 41. A, ne oprim aici. Îți propun să îl lăsăm să reflectăm la el și să vedem pentru mâine seară ce idei ne vine, nu? Poate mai te uiți și tu la el. Am debutat cu Egipsul acela frumos în seara asta cu Negalitatea mediilor, spectaculos de interesant. M-am dus la sistemul ăsta, am fost al doilea care l-am văzut acolo și am găsit de cuvință să trec în revistă toate tipurile de sisteme. Deci a fost un câștig imens acum. Da. Practic, materia de la sisteme de clasa a 9-a, am trecut o revistă. Cum încerci să te duci pe un anumit model de exercițiu, de sistem, ca să poți să reacționezi. Da. Și este limpede, deci am omogen acum. Simetrice, sisteme simetrice, deci nu-i de aici, de acolo, tot în toată discuția noastră. Am profitat de faptul că acest sistem este simetric, mai dificil, e drept, dar am zis, hai să vedem rutina, lucrurile de jos, că nici o clipă nu poți face lucrurile mult mai sus, dar până la inegalitatea aceea, dacă nu ți-aș fi vorbit într-una din lecții despre inegalitatea mediilor, păi ar fi trebuit să vorbim de inegalitatea mediilor, nu? Dar dacă am avut lucrul ăsta pomenit și l-am amintit, ne-a venit ușor să facem referire și să reducem. Și am avut discuția, nu? Am avut dialog pe chestia asta. Am avut numitorul comun al discuției, că avem informația împreună pusă la punct. Așa trebuie înțeles matematica. Sigur, ca să ajungem la nivelul speculațiilor, trebuie să trecem pe partea asta de jos. Și o să încercăm de fiecare dată, când ni se ivește ocazia, să analizăm foarte bine ca să recuperăm și lucrurile pe care nu le-am făcut anul trecut. Da? Da. Sau pe care am uitat, nu știu. Ținem cont timpul lecția la zi, materia la zi, și ori de câte ori ne răvrim de ceva, de anul trecut să recuperăm. Așadar, dragilor, asta trebuie făcut la matematică. Nu trebuie obosit, trebuie avut încredere continuă și trebuie să înțelegem că urcăm treaptă cu treaptă. Orice treaptă lipsă ne supune un efort foarte mare. Nu putem să sărim pe scară foarte repede. Dacă sunt două trepte lipse una lângă alta, n-ai nicio șansă să mai urci. Deci trebuie descoperite golurile și acoperite cu grijă în fiecare etapă. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe curând.